Prin acest proiect, localitatea administrată de primarul Petre Iordache beneficiază de o finanțare de 7,2 milioane de euro de la Uniunea Europeană, iar lucrările sunt executate de o firmă din București. Autoritățile spun că la această investiție s-au făcut și economii, însă până cel târziu în primăvara anului 2016, orașul va fi acoperit în proporție de 100% cu sisteme de apă și canalizare. Nu vreau să umblu cu superlative, dar e cea mai mare investiție care se face în Ognele Mari. Lucrăm de vreo 4-5 luni. Ce presupune această investiție? Apă, canal în localitate. Deci oraș fără canalizare și fără apă 100%, ăla nu mai e oraș. Urmăresc de aproape, ca dovadă particip la ședința de analiză împreună cu constructorul, cu cei de la Apavil, cu siguranță că voi ridica și eu niște probleme de priorități, astfel încât în urma introducerii apei și a canalului eu să viu cu asfaltările de mult promise ale oamenilor. Asfaltări făcute și la în proporție de 50%. Valoarea, că știu că trebuie să informăm și valoarea, este de vreo 7 milioane de euro cu 3 grade de conectare, cam 10 milioane de euro, bani pe care îi avem efectiv în buzunar, nu e o primărie, e program european, se derulează conform cerințelor, de nicio treabă, nicio sincopă de cauza banilor. Numai că vremea nu ne lasă, trebuie să învingem timpul să facem lucrări de bună calitate, astfel încât să ne încadrăm în termen, că la sfârșitul anului, cel mult martie anul viitor, lucrarea iese din finanțare dacă nu ne încadrăm în ea.